Avignon, cetatea ridicată aproape solemn pe malurile Ronului, mai precis în apropierea confluenței între Ron și Durance, este o răspântie a istoriei Europei. Când rostești Avignon, îți vine în minte cântecelul din copilărie, despre podul de piatră care s-a dărâmat și pe care apa l-a luat. Melodia este o perpetuă amintire a unei legende locale antice transmisă până în zilele noastre, chiar despre un pod de piatră și o continuă reconstrucție a acestuia. Fapte de vitejie, împărați și regi, cavaleri și cruciați, artiști, filozofi, prelați și mai ales papi, cu toții își dau întâlnire ca într-o carte de istorie în orașul al cărui nume latinesc, Avenio, se tălmăcește fie stăpânul fluviului, fie cetatea vânturilor violente. Situarea sa în zona transalpină a făcut să fie considerat un punct strategic de mare importanță, iar în anul 49 înainte de Hristos îl găsim consemnat în scrierile lui Pomponius Mela, ca una dintre cele mai prospere așezări ale provinciei. Podul de piatră, atât de necesar supraviețuirii populației de aici, nu a fost niciodată terminat, deși o primă tentativă de construcție a avut loc în 290 după Hristos. De atunci și până târziu în Evul Mediu, reconstrucția a fost preocuparea aproape obsesivă a localnicilor. Avignon este bine cunoscut și, ca atare, călcat de sute de mii de vizitatori anual. Faima orașului se datorează asocierii cu scaunul papal, care, în timpuri medievale, în era cruciadelor și a tensiunilor din sânul Bisericii Romane, a fost vremelnic alternativa autorității instituționale a catolicismului, în raport cu Roma. În mod aproape providențial, istoria creștină a orașului Avignon este legată de cea romană. După ce, în 121 după Hristos, împăratul Hadrian a proclamat fortificația drept Colonia Iulia Hadriana Aveniensis, au apărut și creștinii, care încep prin a converti populațiile locale, astfel încât o comunitate situată în apropiere de Avignon, prin secolul al III-lea după Hristos, poate fi întâlnită mult mai târziu ca abația Sfântul Rufus. Așadar, ca într-un joc al destinului, răscrucile geografice și temporale ale orașului aduc la fiecare pas în prim plan întrepătrunderi surprinzătoare ale unor conjuncturi și nume care au zidit la propriu și la figurat Avignon, cetatea papilor. Palatul papilor din Avignon este mărturia aruncată asemenea unui lanț peste timp care ne povestește despre o perioadă frământată din istoria Bisericii Occidentale, începută în 1309. Generic, această epocă este consemnată în istoriile bisericești sub numele de Captivitatea Babilonică a papilor de la Avignon sau Marea Schismă Papală din Apus. Sintetic vorbind, anul 1309 marchează pragul după care, în istoria europeană, începem să întâlnim mai mulți papi simultan, de cele mai multe ori câte unul la Avignon și altul la Roma. Starea de confuzie avea să se răsfrângă și asupra vieții credincioșilor, iar lupta pentru autoritate se ducea atât între clerici cât și între principi și nobili, miza fiind supunerea bisericii față de autoritatea laică. La Avignon putem vorbi atât despre papi cât și despre antipapi, întrucât în Biserica Apuseană era o perioadă în care mecanismul alegerii suveranului pontif și al recunoașterii autorității papale era pus sub semnul întrebării în esența sa. Iar spiritul național, în special încercarea de dominație a francezilor, făcea ca majoritatea cardinalilor care decideau procesul electiv al papei să fie fluctuantă și influențată sever de secular. Tocmai de aceea această perioadă este denumită captivitate babilonică, în amintirea episodului biblic
al robiei poporului lui Israel în Babilon și prin asocierea metaforică a faptului că însăși biserica se afla într-un exil sufletesc, în rătăcire și neștiință față de ziua ce va urma. Piața Palatului Papilor păstrează și astăzi un soi de austeritate apăsătoare, venită nu atât din goticul aproape opresiv, care domina arhitectural locul, cât mai ales din suita faptelor și a deciziilor consumate aici. Și totuși, la Avignon, au avut loc și numeroase concilii, întruniri ale prelaților în care s-au luat hotărâri pozitive privind viața cotidiană a creștinilor și disciplina slujitorilor bisericii. Se pare că aici au fost consacrate, drept corecte canonic, obiceiuri privind colindele de Crăciun sau regula participării la slujbe în ziua de duminică. Timpurile captivității papale de la Avignon par a fi uitate și după ele rămâne doar puterea învățării faptelor bune din greșelile altora. Bijuterii arhitecturale, cum ar fi Biserica Notre-Dame du Dôme, mauzoleul Papei Ioan al XXII-lea, locașuri închinate Sfântului Petru sau Sfinților Didier și Agricol, fortificațiile medievale, fântânile și piețele din jurul muzeelor sau al sălilor publice, fac din Avignon o punte care unește alte punți, spre a găsi calea frumoasă și dreaptă. Palatul Papilor își regăsește astăzi funcționalitatea prin organizarea anuală a unui festival teatral pan-european. Podul de piatră care s-a dărâmat, apoi venind apa, l-a și luat, rămâne martor melodios pentru a simboliza faptul că orice trecere în spațiul generic numit dincolo are nevoie de protecție divină și nu pornește neapărat de la bune intenții, ci mai ales de la bune făptuiri.